Bună, dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Mă vedeți la fel îmbrăcată pentru că vreau să filmez două clipuri astăzi. Astăzi este miercuri și este deja seară. Am terminat programul de lucru. Este 6 ceasul, cam așa, și v-am spus vreau să filmez două clipuri și unul dintre ele este un haul Shein. Am cumpărat niște chestii, vreau să vi le arăt și vouă, să mai discutăm, să mai vorbim, să vi le arăt și așa mai departe. Bun, haideți să iau de aici ungile. Știu că părerile sunt împărțite, mă rog, cu Shein, unii sunt pro, alții contra, eu sunt undeva la mijloc, atâta timp cât cumperi haine pe care le porți și nu le arunci, cred că e ok. Acum, na, fiecare face cum crede, dar da, hai să vedem ce am luat eu de pe Shein, pentru că am cumpărat câteva chestiuțe. Sincer, nici eu nu știu ce am luat, am uitat. A, da, am luat niște chestii foarte interesante, o să fâșii un pic. Nu știu dacă o să mă descurc să vă las afișat pe aici, pentru că eu filmez cu camera, editez în laptop, mă rog, nu în laptop, în calculator. Și nu știu dacă o să reușesc să pun niște print screen-uri, să caut cumva pe site sau de pe telefon, să văd dacă reușesc să pun niște print screen-uri cu produsele aici. Bine, dacă nu, vă spun așa din gură și vă las prețurile afișate undeva aici, cam cât au fost fiecare produs în parte. O să fac un pic de gălăgie, dar na, mă suportați că n-aveți ce face. Am luat două chestii. Una roșu, una albastră, așa veneau la set. Și ele, chipurile, în momentul în care speli, le pui în mașina de spălat. În momentul în care le pui în mașina de spălat și, mă rog, mașina de spălat merge și se învârte și așa mai departe, ele ar strânge în acest săculeț toate scamele, toată părul și așa mai departe. Deci lucruri care să nu ajungă în filtrul mașinii de spălat ca să o protejezi cât mai mult timp, să spun așa, în pompă și așa mai departe. Mi s-a părut interesant conceptul și am zis să iau. Au fost ambele, cred, 9 lei, cred. Și da, sunt două la set. Una așa, nu știu, ei arătau să le bași pe amândouă în același timp în mașina de spălat. Nu știu dacă nu prea multe, dacă doar una sau amândouă, mă rog, așa au venit la set. Haideți să vă arăt mai departe. Stați să le scot ușor așa. Nu am foarte multe, dar na, am câte ceva și am zis să vă arăt și vouă. Mi-am luat o ascuțitoare. O ascuțitoare pentru creioane. Eu având creioane de buze, creioane de ochi, creioane de creioane. Sper că la valiera încă funcționează, da, așa. Am avut nevoie de o ascuțitoare și am găsit-o pe aceasta, care este o ascuțitoare, nu mai scot ca să fâșii, dar o vedeți acolo, cu două intrări, da, pe partea asta, mă rog, așa. Una mai groasă și una mai subțire, pentru creioanele acelea mai groase și creioane mai subțiri, creioane normale, mă rog, mai sunt acelea jumbo, cred că așa se numesc, mai groase, știți voi. Și da, am luat-o pe aceasta, o ascuțitoare simplă, banală, nimic interesant. Apoi mi-am cumpărat un ruj. Am vrut să mai încerc un ruj de la ei și l-am găsit la un preț foarte bun, din gama aceea a Fridei Kahlos, de la Shigle. Așa arată. Da? Foarte calitative rujurile lor, foarte bune, mai am și îmi plac foarte, foarte mult și am zis să îl iau și pe acesta. Știu că era un roșu, parcă, ia să vedem. Uitați ambalaj și aici, elegant, frumos, așa. A, nu, era un roz ceva, e un ruj lichid, da, mi-am amintit. E așa, un roz fucsia, dar care bate înspre mov. O să îl folosesc, acum nu stau să mă mânjesc sincer pe mâini, vă las poză,
dacă reușesc, dar o să-l folosesc și vă promit că vă arăt cum vine. Nuanța este Calo, chiar Calo, numele ei, cred, dar vă arăt cum vine, vă promit, pe buze. Bun. Apoi, am mai luat niște cercei. Bineînțeles că știți obsesia mea cu cercei, îmi plac foarte, foarte mult și am luat câteva perechi de cercei. Hai să încep cu ăștia, că sunt foarte curioasă cum arată, că mă tot uit la ei pe aici. Mi-am luat niște cercei, sunt greuți, sub formă de, cred că a căzut un burețel de la transparent. Da, n-are nimic. Bun, sub formă de cărți. Eu am văzut la Ascult și Citesc, da, la Ascult și Citesc am văzut, la Loredana, am văzut, poartă ea în clipurile ei, niște cercei de genul acesta. Bineînțeles că ei sunt făcuți din Fimo și sunt făcuți de cineva. N-am înțeles foarte bine cine i-a făcut, cred că a zis într-un clip, dar am uitat, efectiv am zis că o să caut și vreau să-mi cumpăr și eu niște cercei în aceea. Dar am văzut pe ăștia pe Shein și am zis că sunt interesanți și am zis că sunt interesanți pentru clipurile în care vorbesc despre cărți, dar acum că îi văd sunt destul de micuți, nu știu cât o să vadă că am cărți în urechi când filmez. Da. Da, na, drăguți, au fost oricum ieftini. Apoi, am luat niște cercei. Ăștia au fost ieftini toți, adică nu știu, un euro, n-au fost scumpi. Care imită, dacă vedeți voi, ca și cum ai ascuți creionul și îți rămâne jumătate așa din chestia aia de ascuțit, nu știu cum să zic. Da, ca și cum ai ascute creionul și îți rămâne bucăți din acelea, din ascuțitoare. Foarte mult mi-au plăcut. Nu-i mai scos în cușurub, nu-i mai scos ca să nu vă fâșii. Așa. Și am mai luat o pereche care mi s-au părut cu totul și cu totul deosebiți. Să vedem cum vin în ureche. Sub formă de cală. Acum că-i văd sunt cam aurii. Nu știu cum o să vadă în ureche. Mă rog, vedem. Așa vin. Foarte frumoși e forma. Da. Bun. Și mai am aici niște chestii pentru pus la gât, niște ciocăre. Uitați așa să le scot de aici sau le vedeți voi, să nu le mai fâșii. Haideți să le scot totuși că nu aveți cum să vedeți. Dar pe bune, ăștia de la Shein pun pungă în pungă. Pungă în pungă, da? Bine, sunt separate ele. Așa sunt, separate. Efectiv, sunt niște flori. Una pe alb, una pe negru. Așa au venit la set și le-am luat la set că erau mai ieftine. Și au o ață. Și efectiv ața se leagă în jurul gâtului și aici undeva o să-ți vină floarea. Sunt foarte frumoase, elegante, atunci când mai merg la câte un eveniment, m-am gândit că se potrivesc. Bun. Și mai am o pungă, stați să o deschid și pe aceea, că au venit separat comenzile. Și vă arăt ce am și acolo. Două secunde. Dacă o să fac multă mizerie, ce am luat aici? Ah, ok. Da, știu ce am luat aici. Numai ok. Am luat așa. Am luat o plasă de țânțari. Nu o să înțelegeți nimic din ea așa. Noi în dormitor și în bucătărie avem niște jaluzele care sunt pe afară. Pentru că fiind sunt pe față, fiind foarte cald, le lăsăm vara și ele fac ca soarele să nu mai bată direct în geam, să facă căldură. Protejează geamul. Și astfel noi nu putem să luăm plase de țânțari din acelea, cum avem la balcon, plasă de țânțari normală care se deschide în afară, pentru că n-ai unde să o deschizi, e jaluzeaua și suportul ei. Chiar dacă, mă rog, le ridicăm, ați înțeles, cred, cum vine, vă imaginați. Și aveam, anul trecut am avut o astfel de plasă cumpărată de pe
de la Oșan. Nu mai știu cât am dat pe ea, n-a fost cumpăr nici atunci vreo 20 și ceva de lei, dar am găsit-o pe asta cu vreo 9 lei pe Shein și am să o cumpăr. Vine în interior aici, că nu vedeți voi, cu un lipici, cu o bandă care se lipește de geam și vine cu arici și ea se prinde pe acel arici. Ține foarte bine, credeți-mă, de acel arici, nu intră țânțarii, nu se întâmplă nimic. Și vreau neapărat să pun pentru că eu îi mai dau drumul lui Tony. Și plasta de țar, cel puțin cea veche, stătea atât de bine în caz că Tony îi se părea ceva și vrea să ducă spre geam, nu ar fi putut să iasă de acea plastă, că stătea foarte bine, credeți-mă, am încercat, ca să fiu sigură că nu ies. Acum, neavând, când deschid geamul, trebuie să-l țin închis și vreau să pun ca să pot să las cât mai liber. Celălalt Ricky nu prea zboară la înălțime, el mai mult merge și atunci nu prea există riscul să zboare, dar mă rog, există risc și la el totuși. Și de asta spun. Deci, plasă de țânțari. Mă bucur că a venit. Și apoi mi-am mai luat ceva pentru buze, care este un balsam de buze, dar cu sclipici, fetelor. Ia să vedem cum arată. Uite, o să fac un clip în care o să mă machiez. Chiar o să fac cu produsele pe care le am de la ei. Pentru că am luat și palete, știți că am mai multe chestii și le folosesc, să știți, și sunt ok, sunt mulțumită de majoritatea. Și acum sunt dată pe buze cu un ruj lichid de la Shiglem. Oh, ce ambalaj drăguț! Deci, cam așa arată ambalajul. El este un ruj, parcă, dar ceva sclipicios. Da. Zice că este un ruj care are sclipici și foarte shiny, așa. Oh, bun, așa arată. Nu pot să zic că are miros neapărat, dar arată exact așa. Culoarea și ușor sclipicios. El acolo arăta ca un gloss, dar cu sclipici. La fel, îl testăm și revin cu părere. Ambalajul arată foarte bine. Ca de obicei, surprind prin ambalajele lor. Bun. Și hai să vă arăt și bluzele pe care le-am cumpărat, că nu sunt multe, și să terminăm de o treabă. Mi-am luat în primul rând această bluză, pe care eu o am într-o culoare de verde, cumpărată, cred că acum 2 ani am cumpărat-o, dacă nu mai bine. Și îmi place foarte mult și am zis vreau să o recumpăr în negru, pentru că se întâmplă să mai te duci la un eveniment, să mai ai ceva, să îți trebuiască o ținută mai business. Și atunci îți trebuie un sacou și pe dedesubt ceva negru. Și eu nu prea am mai euri, adică am, dar toate sunt cam uzate sau cam uzat. Și asta e mai mult ca și ca o bluză, așa, adică vine exact așa. Stai că am pus pe lavalier. Și aici face niște falduri frumoase. Mă rog, eu o am pe verde, știu cum vine, vine foarte bine, îmi place foarte mult, așa că am cumpărat-o. Așa. Și mi-am mai luat un maieu, care mi s-a părut interesant să vedem cum este. Care arată așa. Este cu alb aici. E, cred, cam scurtuț. Ba, nu. Vine până la tali. Da, nu, nu-i scurt. Eu sunt și mai înaltă, am 1,76 m și unele haine îmi vin scurtuțe. Dar nu e, e ok. Nu e nici lung, dar nici scurt. Așa. Și ultimul. Am un tricou, tot așa, care e în dungi. Că ce e, să vezi, îmi plac dungile. Și numai că îmi plac dungile, îmi plac tricourile care au, dar nu mai știu cum venea asta la gât, trebuie să mă uit. A, da, gata, mi-am amintit. Care sunt din material așa ca de plover, să le port acum, în perioada asta, deci nu vara, în perioada aceasta când este mai rece. Și tot așa, uite, la un eveniment, la ceva elegant, eu cred că merită și că arată bine. Și cum vine? Aici gâtul, o să vă aia la valiera un pic, dar n-am ce să fac. Aici vine un pic mai lăsat, aici vine gâtul, vedeți?
și asta atârnă și aici vine un pic într-o parte. Nu știu, o să încerc să vă las poză ca să vă dați seama. Vine foarte frumos, așa cred, și da, e bun de mine, e destul de lung. Eu iau în mărimea M, de obicei nu cumpăr mai mici de la ei, nu mă risc. Unele mi-au fost ușor, poate mari, dar ușor, adică ușor, așa. Altele mi-au fost bune. Tot ce am luat în mărimea M de la ei, în general, mi s-a potrivit. Nu știu dacă a fost ceva care să-mi pună mic. De fapt, nu. Nu mi-a venit nimic mic. Poate nu mi-a plăcut materialul sau alte lucruri, na. Dar mic n-a fost nimic. Deci chiar s-au potrivit de fiecare dată. Și asta mă bucură. Na, eu M pot în general și la Sinsei, de exemplu, dar depinde și la Sinsei, că am luat anumite lucruri în mărimea M și sunt foarte mari. Unele vin în mărimea M, altele vin în mărimea S sau chiar XS, că sunt foarte mari ele croite, că nu aș purta eu neapărat XS, că nu sunt vreo mică, adică sunt cât sunt totuși, da. Bun. Și cam asta am cumpărat eu, așa. Sper că v-a plăcut clipul de azi. Nu sunt multe, dar am zis să împărtășesc cu voi și să vă arăt, poate vă inspir în vreun fel. Și cam atât. Tony a început să cânte. Vă las cu bine, dragilor, până data viitoare. V-am pupat, pa, pa.